Nici nu s-au depus bine listele pentru candidatură în alegerile parlamentare din 11 decembrie și deja atât la nivel național cât și în teritoriu încep frământările între partide, dar și în interiorul partidelor. Astfel, la depunerea candidaturii, atât PNL cât și PSD, voalat, și-au aruncat săgeți. Cea mai tăioasă săgeată fiind, bineînțeles, și a liberalilor, care și ca sigla au săgeata sub sloganul Drept la țintă. Astfel, Virgil Popescu a ținut să precizeze că Liviu Dragnea, nici mai mult, nici mai puțin decât liderul PSD la nivel național, nici măcar ca portar nu poate ocupa un post, dar rămite unul de prim-ministru al țării. L-a desemnat pe Dacian Cioloș, premier al Partidului Național Liberal, în eventualitatea în care va forma guvernul după alegerile din decembrie, și aș pune o întrebare pe care am văzut-o că a pus-o astăzi domnul președinte Klaus Iohannis mehedințenilor. Dumneavoastră ați vota un candidat de prim-ministru, Liviu Dragnea, condamnat, dacă nici măcar portar nu se poate angaja? Marius Bălu are convingerea că românii automat și mehedințenii se vor mobiliza pe 11 decembrie la urne, așa cum au făcut acum 2 ani de zile în prezidențiale, când Klaus Iohannis a reușit să surmonteze diferența din primul tur de scrutin dintre el și Victor Ponta. Am mare încredere în mehedințeni, ca așa cum și în români, ca așa cum nu au dat țara acum 2 ani pe mâna lui Ponta, nici acum nu o vor da pe mâna PSD-ului. Am mare încredere că românii vor ști să aprecieze parteneriatul Iohannis Cioloș-PNL. Marele absent de la PSD Mehedinți este nimeni altul decât Nea Petrică, adică Petre Daia. Acesta a fost director la Direcția Agricolă Mehedinți în perioada 2000-2003, ministru în cabinetul Năstase 2003-2004, conform zvonurilor fiind și ceva rudă cu Madame Năstase, apoi senator în perioada 2004-2012 și apoi deputat în perioada 2012 până în zilele noastre. Acesta nu se mai regăsește pe lista PSD Mehedinți. Conform declarației de avere, are o pădure de peste 8000 de metri pătrați, un teren intravilan de peste 2800 de metri pătrați, un alt teren intravilan de peste 1800 de metri pătrați chiar în Buftea, lângă București, un apartament, o casă de vacanță, un autoturism de firmă din anul 2013, cruciulițe și icoane în valoare de 1600 de euro și, ca la orice membru în cabinetul Năstase, nu lipsesc tablourile, în valoare și ele de 2750 de euro, că de era la agricultură, și un depozit bancar de 35.000 de lei noi. Nea Petrică sau Petre Daia s-a făcut remarcat prin declarații privind pensiile de lux ale parlamentarilor. Petre Daia, deputatul PSD care a inițiat propunerea legislativă care vizează acordarea pensiilor de lux pentru parlamentari, este rudă cu soția fostului premier Adrian Năstase și, în perioada guvernării acestuia din urmă, a deținut și un portofoliu de ministru al agriculturii. Asta nota cotidianul Adevărul din data de 16.04.2016. De asemenea, Petre Daia a fost văzut în repetate rânduri gesticulând în prezența lui Liviu Dragnea, martorii susținând că acesta avea obiceiul să-l înfrunte pe liderul social-democrat. De asemenea, Petre Daia s-a remarcat de rapid în politică la nivel înalt în emisiunile de televiziune, mai ales în emisiunea lui Robert Turcescu, 100%, de la Realitatea TV din data de 22 iulie 2004, sub titlul Să râdem de și cu Petre Daia. Bună seara, doamnelor și domnilor, 100%, o confruntare în această seară cu domnul Petre Daia, ministrul Agriculturii, Pădurii și Dezvoltării Rurale. Bună seara, domnule ministru. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor noastre. Dumneavoastră, cum vă explicați că ați ajuns ministru, domnule Daia, pe ce cât de? Of. Of ce? O întrebare la care mă îndeamnă mai degrabă să mă gândesc la greutățile pe care le am și la misiunea deosebită în acest domeniu. Eu cred că putem contura în puține cuvinte că munca m-a pus pe drumul împlinirii și al angajării față de misiunea pe care am avut-o de fiecare dată. Tata, cum ați ajuns ministru? Iată întrebarea. Până acum câteva săptămâni era secretar de stat. Eram secretar de stat, iată că sunt
sunt acum ministru. Sunteți membru al Partidului Social Democrat? Da, sunt. De când? Din 2001. Academia Cațavencu scrie că l-ați avut naș pe domnul Angelo Miculescu, socrul domnului Adrian Năstase, și că doamna Năstase va boteza copiii, 3 la număr. Nu e adevărat. N-aveți nicio relație de genul acesta cu familia Năstase? Nu e adevărat. Eu am 3 copii și acești copii nu au fost botezați de familia Năstase. Da. Mi-ar fi plăcut să am o asemenea... Era sigur că o să spuneți asta, dar mă rog, ce relație aveți cu familia Năstase? De relația răspunderii și a responsabilității pe care o manifestă un om care intră în dispozitivul de comandă, înțelegând că are o misiune în cadrul, în domeniul ministru. Cu familia, domnule ministru, nu cu primul ministru Adrian Năstase. Cu familia Năstase, ce relație aveți? Nu e vorba de o relație aici, este vorba de un respect pe care îl port acestei familii extraordinare și pe care... căreia îi sunt extrem de apropiat în ceea ce fac și ceea ce gândesc pentru agricultura țării românești. Pe cu familia aveți o relație de genul ăsta? Domnul Alonso, noi înțelegem bine lucrurile și dumneavoastră sunteți o personalitate deosebită. Vă vizitați cu familia Năstase? Aveți relații de genul acesta? Nu, sunt nicio formă. Nicio relație de rudenie aceasta, naș, fin? Nu este cu familia Năstase niciun fel de relație. Totul este bine când se termină cu bine și până la urmă Severinul va avea căldură, mai ales că PNL și PSD și-au dat mâna la turnul Severin și-au reformat USL pentru a rezolva problema termoficării municipiului. Începând din iulie, am bătut zeci de drumuri la București, ne-am întâlnit cu ministrul energiei, cu ministrul mediului, m-am întâlnit cu domnul Dâncu, domnul prefect a fost la domnul prim-ministru, președintele PNL, Virgil Popescu, colegul meu, Daniel Crijan, au mers, ne-au ajutat, s-au implicat, toate le-am făcut în ideea de a avea agent termic la 1 noiembrie.